Bună ziua tuturor! Vă mulțumim pentru prezența la aceste declarații de presă. Scopul întâlnirii de astăzi este de a vă prezenta rezultatele misiunilor gestionate de principalele structuri teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului Giurgiu în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Mai multe detalii despre acest subiect veți primi imediat chiar de la purtătorii de cuvânt ai principalelor structuri teritoriale din cadrul MAI, care se află alături de mine. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt agent principal de poliție Găujenanu Ionela Lucica, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Pe perioada mini-vacanței prelejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, desfășurată în sistem integrat, polițiștii giurgiuveni au fost alături de cetățeni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și descurajarea faptelor comise cu violență, a situațiilor de risc, pentru combaterea consumului de droguri, precum și pentru informarea acestora cu privire la adoptarea unei atitudini responsabile și preventive. Activitățile și controlele au vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a tâlhăriilor, a infracțiunilor de furt din buzunare, dar și monitorizarea situațiilor conflictuale și aplicarea măsurilor legale care se impun. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 607 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 414.800 de lei, iar ca măsură complementară, aceștia au reținut în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce 21 de permise de conducere și au retras 28 de certificate de matriculare. Astfel, dintre cele 607 sancțiuni contravenționale, 541 au fost aplicate pentru consumul de băuturi alcoolice în locurile publice și pentru adresarea de injurii, de natură a tulbura ordinea și liniștea publică, apelarea abuzivă la SNUAU 112 și pentru încălcarea prevederilor OUG 195 din 2002. De asemenea, în perioada vizată, au fost constatate în flagrant delict 8 infracțiuni la regimul rutier. În acest context, au fost legitimate 1142 de persoane, au fost verificate 53 de societăți comerciale, precum săli de jocuri de noroc, societăți tip cafe-bar, stații de alimentare cu carburanți, totodată fiind verificate 250 de vehicule și testați cu aparatele din dotare 120 de conducători auto. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu rămân la datorie pentru menținerea ordinii și liniștii publice, dar și pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional. Bună ziua, locotenent Munteanu Cătălin din cadrul Jandarmeriei Giurgiu. În perioada 15-18 august, jandarmii au acționat pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestări publice care s-au desfășurat în zona de competență. Aceștia au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, de natură penală sau contravențională, în mod independent, precum și în sistem integrat, și au intervenit la 9 solicitări semnalate prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență. În perioada mini-vacanței au fost constatate 18 fapte contravenționale, fiind aplicate 5 avertizmente și 13 amenzi în valoare de peste 8.000 de lei. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni cu 2 autori, atât independent, cât și în cooperare cu polițiștii giurgiuveni. Faptele pentru care s-au aplicat sancțiunile au vizat, în principal, încălcarea prevederilor legii 61/1991 privind sancționarea unor fapte de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. În perioada următoare, jandarmii giurgiuveni vor continua acțiunile pentru prevenirea fenomenului contravențional și infracțional, asigurând ordinea și liniștea publică și fiind permanent alături de cetățeni pentru siguranța acestora. Mulțumim tuturor cetățenilor care au ales să se bucure într-un mod responsabil de activitățile organizate în spațiul public în această mini-vacanță și vă reamintim că ne puteți solicita sprijinul ori de câte ori aveți nevoie, fie în mod direct, fie prin apelarea numărului unic de urgență 112. Bună ziua, sunt locotenent colonel Beanu Nicoleta, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. Pompierii au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru gestionarea optimă a situațiilor de urgență produse la nivel local. Din păcate, această mini-vacanță nu a fost una lipsită de evenimente, fie că vorbim despre accidente rutiere sau incendii. Peste 90 de misiuni s-au înregistrat zilele acestea, 51 fiind doar intervenții smurt. Cele mai grave au fost evenimentele rutiere, ce s-au produs sâmbătă și duminică, pe drumul național 5. 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Azi noapte, pompierii au intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Mogoșești. Flăcările s-au extins la alte 2 curți, pagubele fiind însemnate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător.
De asemenea, două incendii izbucnite sâmbătă în gospodării din localitățile Bălănoaia și Cosoba au afectat mai multe anexe, dar s-ar fi putut extinde și la case. Din fericire, pompierii au reușit să salveze locuințele și proprietățile învecinate. În ultimele zile a crescut și numărul incendiilor de vegetație uscată, miriște sau deșeuri menajere. 34 de astfel de incendii s-au produs în ultima perioadă. Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor sau arderea gunoaielor pot avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra proprietăților sau chiar vieții oamenilor. Flăcările se pot întinde pe o suprafață mare, iar în condiții de vânt, astfel de incendii pot deveni și mai periculoase dacă se manifestă aproape de locuințe. Așadar, facem încă o dată apel la responsabilitate din partea cetățenilor și îi sfătuim să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. În continuare, pompierii rămân mobilizați pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate. Bună ziua, sunt comisar șef de poliție Ion Florin Claudiu din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu. În perioada mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea Sfintei Maria, specialiștii antidrog au desfășurat activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri în cadrul evenimentelor cu public numeros ce au avut loc la nivel național. De asemenea, persoanele aflate în evidența Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au primit suport de specialitate și asistență continuă. CPK Giurgiu reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri, iar persoanele care au nevoie de sprijin sunt îndrumate să se adreseze direct centrului. Mulțumim tuturor celor care au ales să petreacă aceste zile libere în siguranță și îi asigurăm că și în perioada următoare vom continua activitățile de prevenire a consumului de droguri, precum și pe cele de asistență integrată pentru consumul și dependența de droguri. Vă mulțumesc!